5 pâini. Doi oameni, cunoscuți unul cu altul, călătoreau odată vara pe un drum. Unul avea în traistă 3 pâini, iar celălalt 2 pâini. De la o vreme, fiindu-le foame, poposesc la umbra unei răchiți spletoase, lângă o fântână cu ciutură, scoate fiecare pâinile ce le avea și se pun să mănânci împreună, ca să aibă mai mare poftă de mâncare. Tocmai când scoseseră pâinile din traistă, ia ca un al treilea drumeț, necunoscut, îi ajunge din urmă și se oprește lângă dânsul, dându-le ziua bună. Apoi se roagă să-i dea și lui ceva de mâncare, că de, îi tare flământ și n-are nici amerind de la dânsul și nici de unde n-are de unde cumpăra. Ei, a poftim om bun, de ospăta împreună cu noi, zăsără cei doi drumeți străinului, căci mila Domnului, unde mănâncă doi, poate mânca și al treilea. Călătorul, flământ cum era, nemai așteptând multă poftire, se așează jos lângă cei doi și începe a mânca cu toți la pâine goală și a bea apă rece din fântână, că altă udătură n-aveau. Și mănâncă ei la un loc tustri și mănâncă până și gătesc de mâncat toate cele 5 pâini, de parcă n-ar fi fost. După ce o mântui de mâncat, călătorul străin scoate 5 lei din pungă și îi dă din întâmplare celui care avusese 3 pâini, zicând: primiți, vă rog, oameni buni, această mică mulțumită de la mine pentru că mi-ați dat mâncare la nevoie. Veți cinsti mai încolo câte un pahar de vin sau veți face cu banii și veți pofti. Nu sunt vrednic să vă mulțumesc de binele ce mi-ați făcut, căci am trecut pe aici și nu vedeam lumea de foame înaintea ochilor. Așa eram de flământ. Cei doi nu prea voiau să primească, dar după multă stăruință din partea celui de-al treilea, au primit banii. De la o vreme, călătorul străin și-o luat ziua bună de la dânsă și apoi și-o căutat de drum în altă parte. Ceilalți, mai rămânând o leacă subrăchită la umbră, să odihnească bucatele, și din vorbă în vorbă, cel ce avusese 3 pâini, îi dădu celui cu 2 pâini 2 lei, zicând: ține, frate, partea dumitale și fă ce vrei cu dânsa. Ai avut 2 pâini întregi, 2 lei ți se cuvin. Și mie îmi opresc 3 lei, fiindcă eu am avut 3 pâini întregi și tot calitatea de mari, după cum știi. Eee, cum așa? Zise celălalt cu dispreț, pentru că ce numai 2 lei și nu 2 lei și jumătate, parte dreaptă, ce mi se cuvine. Omul putea să nu ne dea nimic și atunci cum rămânea? Păi, cum să rămâi, zise cel cu 3 pâini? Atunci aș fi avut eu pomană pentru partea ce mi se cuvine la 3 pâini, iar tu de la 2 și pace bună, ia că na. Acum însă noi am mâncat degeaba și banii pentru pâine îi avem în pungă de prisos. Cu 3 lei și tu cu 2 lei, fiecare după numărul pâinilor care le-am avut. Păi nu? Mai degrabă împărțală decât aceasta? Nu cred că se mai poate. Nici Dumnezeu nu o poate face mai bine.